Bună seara și bine ați venit la prima ediție a Doamnelui Societății a Damian cu Carei. Suntem aici... în dublă, să spunem așa, este o manifestare care are mai multe semnificații. A avut loc și de putere decorare la postul Damiancul din Carei, mâine va fi și la formare. Apoi a avut loc și o ședință, au avut loc și alegeri, iar Careiul are o nouă conducere a societății Abrameancu, pe care o felicităm. Aplaudă pentru noua conducere a societății Abrameancu. Alături de mine este Maria, colega mea, care vă va spune câțiva dintre invitații pe care îi veți putea urmări în cadrul spectacolului în care va ține toată noaptea aici. De obicei, societatea Abrameancu ne-a obișnuit ca aceste evenimente să fie puternic impregnate și artistic. Deci, în afară de masă, băutură pe gustul tuturor, vom avea și muzică și un spectacol pe gustul tuturor. Dacă e vorba de spectacol, să fie atunci bună dimineață. Printre cei pe care îi vom avea alături de noi, pe ritmuri pe care vom dansa, sunt... Să mergem unde mergem, la cântecele patriotice aduse de Octavian Gur, avem Ceacăra din Carei, ansamblul condus de Adrian Pașa, va fi Petrică Mureșan, Raful Moțu din localitatea Horea, județul Alba, apoi din nou Octavian Gur, Petrică Mureșan. În prima parte însă acestui eveniment din această seară, avem mătrânică Resele din Iacurești, balada satului Scărișoara Nouă, apoi undeva cu obiceiuri prezent aici de nuntă și petrecere va fi Lele Victoria din Marna, doamna Rus Monica din Marna, de asemenea și Jurgi Patricia din Scărișoara Nouă, cu câte un moment în acest program al serii. Da, și cum v-a obișnuit organizatorul principal al acestui eveniment, președintele filialei Satu Mare și secretar, vicepreședinte la nivel național, domnul Mircea Topra, vom avea și alte surprize. Deci, să știți că în cadrul acestui program veți mai avea parte de surprize, așadar va fi veselie până dimineață. Ținem să mulțumim în numele organizatorilor tuturor celor prezenți și oficialităților care au onorat cu prezența. Am salutat pe domnul președinte Mircea Topra să îi prezinte atât pe cei din conducerea societății Abrameancu, cât și oficialitățile care sunt prezente aici. Bună seara, Victor! Bună seara, Maria! Vă mulțumesc de suflet, sunteți prezente de vei. Ați vrut să fiți alături de mine și de noi astăzi la Carei. De altă dată, mulțumesc de suflet. Bună seara tuturor, doamnelor și domnilor. Spun bună seara domnului prezent, care este alături de noi. Bună seara, domnului prezent. Să invităm să ne vin alături de noi, cum o scuțare din urmă de noi. O salut pe domnul director Mazgo, din partea Consiliului Județean. Ridic la fel de noi. Ridic pe domnul președinte de onoare, Ioan Pântea, să fie alături de noi. Ridic pe domnul președinte, profesor Victor Cercea, să fie alături de noi. Vă rog să veniți, domnul președinte. Revin pe domnul Tohut Ioan, prim vicepreședinte a Consiliului Național, să fie alături de noi. Revin pe doamna Sărăgeana, la secretar general al societății la nivelul România, să fie alături de noi. Revin pe cea mai proaspătă președinte a filialei, care e doamna Jurgi Monica. Tanciu Ionel, nou critică președinte al filialei Carei. Și vin și celălalt vicepreședinți, proaspăt aleși, astăzi la care e vin să fie altul de vicepreședinții, vă rog să ne intre. Ha!
să vă invit pe toți, toți suntem dragi, de bucur, că suntem un număr destul de mare la care ei, în seara aceasta. Mulțumesc tuturor celor prezenți și ca la orice manifestare a societății Abrămneancu, obligatoriu, avem un stator, trebuie să începem cu vinul societății, așa că vinul Abrămneancu și părintea Abrămneancu să fie alături de noi. Felicitări! Așa este! Domnul Domnului!
Perfect. Da. Vreau să fac cuvântul domnului Robert Lazo, care este director la Centrul Cultural și vine din partea Consiliului Județean. Vă rog, domnule. Bună seara. Doresc să transmit cuvântul de salut al domnului președinte al Consiliului Județean Adrian Jude și felicitările acestuia guvernatorilor. Mie personal îmi face o deosebită plăcere să vin aici la dumneavoastră de fiecare dată. Mi-aduc aminte când anul trecut Principele Nicolae al României ne-a vizitat județul și am venit aici la dumneavoastră vizitând Iangheștiul și atunci tot satul l-a întâmpinat, așa cum știu, cel mai bine moții, cu muzică moțească și cu portul tradițional. Felicitări organizatorilor și la cât mai multe ediții. Vă mulțumesc! Să domnul președinte de onoare să vină să ne spună două cuvinte, dar să tot citesc, că ne este zete. Constăteanul meu, mentorul meu, care la cei 85 de ani este arbitrăriu, ne-au votat pe tot. Și încă 100 de ani. Vreau să vă fac o primisiune înainte de a vă da cuvântul. Când o să fie, am promis, și promis partea de toată lumea. Când o să fie, nu știu când mai încolo, prozul la peci, veți avea un bus din partea soției mea, de care mă voi ocupa eu. Așa că puteți să facă chestii. Domnul Buit, aveți cuvântul, vă rog să vă spun mai aproape de microfonul. La vârsta asta, să zice că pot să vorbesc orice. Domnule prefect, a spus un lucru foarte adevărat. Poate că dumneavoastră a spus acest lucru de complezanță față de noi moți, dar a spus un adevăr. Suntem alături de dumneavoastră, suntem alături de primarul nostru din Pișcot, care în toate acțiunile ne sprijină și ne însoțește. Vă mulțumim dumneavoastră și mulțumim și primarului nostru. Mulțumim tuturor cei care n-ați fost la adunarea generală. N-ați auzit discuțiile acolo pe care le-am purtat. Dar cei care ați fost prezenți în ședință, vă rog să vă gândiți la ceea ce s-a afirmat. Că moții sunt niște nebuni de dragoste față de neam și țară. Și nu altfel. Vă rog să ne înțelegeți acest sentiment, pentru că nu îl manifestăm împotriva nimănui, ci pentru toată țara românească. Multă sănătate și să fiți alături de noi! Mulțumim cu cuvântul de aprobare pentru dumneavoastră, pentru sprijin, pentru hotărâre care ne-ați dat tot timpul. Domnule președinte Victor Pecea, domnul de la Cluj, o delegație foarte puternică, este prezent aici, cu greu internațional, pot să spun că toată conducerea țării a Bucaramangu este prezent aici. În numele delegației de la Cluj, vă rog, domnule președinte, câteva cuvinte. Mulțumesc! Mulțumesc și eu foarte mult, domnule prefect, domnule primar, doamnelor, domnilor președinți și vicepreședinți, frați români, dragi noștri. Vreau să primiți salutul colegilor mei din Consiliul Național al Societății Culturale Patriotice Avram Iancu și tot respectul pe care dumneavoastră îl meritați pentru această activitate frumoasă de astăzi, care iată, adună aici atâta lume pentru a sărbători împreună relansarea activității filialei care a Societății Culturale Patriotice Avram Iancu. Pentru mine și pentru colegii mei este un semn de respect pe care dumneavoastră îl așezați pe pagina respectivă luminată de bunul simț și bunul gust
ceea ce faceți dumneavoastră și mai ales în ceea ce veți face în continuare. Felicit conducerea nouă a filialei din Carei, o conducere frumoasă și tânără, care cred că va face lucruri foarte frumoase aici, în această zonă, și va fi de mare ajutor pentru voi, președinte Mircea Dobra, care este și vicepreședinte național și care coordonează această parte de țară. Era o sete, un magma din cuvânt, doi la din frunze pictura răcoare și moții beau din cana de pământ, lacrima lumii picurată în soare. Să tem și noi să ne bucurăm și să fim aș lăsa și gașa după tot la urmă. Rog pe domnul prim vicepreședinte, preot, dau și rog să te spune câteva cuvinte. Vă rog, domnule. Nu, înainte de orice, vă propun. Aveam de gând să vă spun rugăciunea. Și să vă zic, în aceste vremuri tulburi, atât de bulversate de tot felul de probleme, se pune întrebarea dacă mai este la modă să fim patrioți. Cred că toată lumea iubește, nu? Pământul pe care s-a născut iubește credința străbună. Am impresia că nu mă interesează pe nimeni acum dacă ești patriot sau nu. Din păcate, nici nu știm dacă e bine sau nu să fim. Și chiar dacă ești, zici că e mai chipzuit, să nu te arăți, să nu te vedești, ca nu cumva vezi, Doamne, să deranjezi pe cineva. De aceea, ne străduim să reinventăm patriotismul, să ne iubim țara și poporul, credința noastră strămoșească, vatra noastră străbună, purtându-ne vatra străbună în suflet, ca pe cea mai de preț comoară, purtăm cu noi în suflet însăși patria, biografia noastră de stăpâni și de suverană în ploaiurile primitoare, pe care nu le-am tânguit cu nimeni niciodată, că sufletul, iubirea și dorul nu se vând. Vă mulțumesc! Pe care o dețină. Și acum, cireașa de pe tort aceste zile, după îndelungi dezbate, propune, am ajuns să avem un nou președinte și o nouă conducere la Carei. Așa că, vă rog, vă aplaudați pe doamna Rodica Bun! Mândria de apartenență la acest neam este foarte puternică. Iubirea de țară are chip, are bătaie de inimă, are lumină de nou născut. În jurul meu am avut oameni de la care am avut ce să învăț. Domnul Bâtea Ioan a fost un exemplu de muncă și de perseverență pentru mine. Domnul Mircea Dobra a fost un exemplu de hotărâre, iar doamna Ana Sălăcean a fost un exemplu de sensibilitate și de responsabilitate a lucrului binefăcut. Îmi vin în minte cuvintele domnului Bâtea Ioan, pe care le rostea referindu-se la o perioadă din viața dânsului și spunea că abia ca acoperiș cerul
iar ca pat avea pământul țării. În fiecare dimineață în care deschid ochii și pot să intre spre cer, mulțumind celui de sus pentru tot, și atâta timp cât am pământul țării sub picioare, mă pot considera un om fericit. Mulțumesc familiei mele care m-a susținut în toate acțiunile în care am fost implicată. Mulțumesc scărișorenilor mei dragi, care azi au venit într-un număr nesperat de mare să fie alături de mine și pentru care m-am putut baza în orice situație. Mulțumesc! Felicităm Olivia și de acest moment ai mare responsabilități. Stați cu de vă păsa copii alături de tine și de toată echipa. Domnilor, cu acestea prezise, eu vă pusesc la masă, iar rog pe o dată pe Domnul Părinte Danciu să le spun o rugăciune de masă și să dăm drumul la masă. Rog. Înainte de orice vă întâlnim cu salutul creștinesc, Hristos a înviat! Acum vă propun să spunem împreună rugăciunea Tatăl nostru. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă de noi astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi dăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, amin, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, binecuvintează mâncarea, băutura și pe robii Tăi, că Sfânt ești, Doamne, în veci, amin. Vă dorim tuturor o noapte cât mai agreabilă și distracție maximă. O să vă dau pe mâna lui Victor și a lui Maria ca să dăm drumul la program. Vă invităm la masă, vă dorim o seară plăcută, o tracție frumoasă și urmează, cum am povestit, ca multe momente în această seară, să facem să fie o seară neuitată. Optă bună! Mulțumim! Da? Vă dorim și noi toți bună și cu siguranță o să aveți distracție maximă în această seară. O să începem programul nostru, invitând alături de dumneavoastră un simbol, aș putea să zic așa, al mocilor, a culturii din țara mocilor. Este vorba de turnicăresele din Ianculești, le invitam în scenă. În aplauzele dumneavoastră. Să știți că este foarte greu să cântați din aceste instrumente și cine nu crede poate să vină să încerce. De aceea merită aplaudate turnicăresele din Ianculești. Aplaudă! Orice lucru greu are sarcina femei, nu? Nici nu știu să-i spun varianta masculină de la turnicărese. Nicăresc, da.
Da, colega mea vă roagă să mai rămâneți puțin să faceți o poză cu ea. Iar pe dumneavoastră vreau să le aplaudați, pentru că nu e ușor. Și aș vrea să văd, să ridice mâna cât bărbați viteji au curajul să încerce să sufle în aceste instrumente și să iasă și un sunet. Ăla eu, ăla alt eu. Toată lumea, toată lumea. Zice doamna că trebuie să aveți chef mare să puteți cânta. Deci suntem într-un loc cu bărbați cu cheful mic, da? Bun, haideți să continuăm programul, așa cum v-am promis, un program foarte bogat și foarte variat. Urmează Balada Satului, interpretată de cineva din Sfărișoara Nouă. Balada Satului, Sfărișoara Nouă, dacă nu l-am cunoscut în acolo acum. O să vă rog să veniți totuși aici, să vă auziți mai bine.
Mulțumim mult, aplauze pentru această baladă foarte frumoasă. Dacă i-ați ascultat și versurile, cu siguranță v-a plăcut. Cum trecem la momentul următor? Balada este Amelie Manei, deși au zis noi babele, dar dacă ne-am uitat între scrișorene, erau și tinere și femei mai multe, deci au preluat mai departe această baladă a scrișorii ca să fie dusă. Da, este important să se păstreze tradițiile și sigur că dar doar prin tineret te pot mușca. Urmează acum un moment de obiceiuri. De nuntă și petrecere, obiceiul de nuntă și petrecere, care este oferit de Lele Victoria din Varna. Doamna Lele din Varna. Obiceiul așadar de veselie, putem spune, pentru că suntem într-un moment de veselie. Ia să urmărim, să privim și să ascultăm acest frumos obicei. Lele Victoria, aplaudați-o! Yeah.
testamentul lui Avram Iancu. Rămânem așadar la această valoare Iancului, testamentul Patricia Juș din Scărișoara. Și iată că obiceiurile se păstrează în Scărișoara Nouă, pentru că Patricia nu te tăia. Și îți, de mult îți place să interpretezi lucruri care țin oarecum de tradiția? Avem foarte multe lucruri interesante de povestit la masă, dar haideți să ascultăm cu această baladă care are o semnificație deosebită. Balada Iancului, testamentul de fapt al lui Avram Iancu și Patricia Joș. Sunteți noi și
noi. Tu te vorbe, unde suntem noi și viță de eroi. Nu vom ceda o palmă de pământ, iar de vom intra în mormânt. Nu vom Cele căi cuvinte sfinte,
mamă, tată și ardeal, cui român cel ce nu simte, ca pe popul preț mortal, cele trei cuvinte destinte. Pentru pechile portare, pentru România mare.
și un jurăm dragă, țara noastră lumină întreagă, însă asta doar într-o zi. Când mi-ești și cu bărbat, să te simți mereu soldat, Doamne, ocrotește-i pe români, pentru vechile hotare, pentru România mare, Doamne, ocrotește-i pe români.